Alexandra și Octavian au 28 și respectiv 29 de ani. S-au bucurat de vestea că vor avea un copil. Din păcate, micuța Maya s-a născut prematur, iar la puțin timp părinții au primit o veste cumplită. Copila nu va putea merge. Diagnosticul de bipareză spastică i-a îngrozit pe cei doi. Acum la 3 ani și jumătate, Maya merge doar de-a bușilea. Are nevoie de o operație costisitoare de câteva zeci de mii de euro. La început a fost greu, pentru că nu știam exact cu ce ne confruntăm. Acum deja ne-am obișnuit și știm cam ce trebuie să facem în fiecare zi. Dar ea crescând, deja cerințele ei sunt mai diversificate și încercăm să-i explicăm pe înțelesul ei cam ce se întâmplă și de ce nu poate să facă anumite lucruri. Este un chin ideea. În rest, ne bucurăm că reușește să crească și să crească frumos alături de noi. Cei care au aflat povestea micuței fetițe cu chip de înger au vrut să întindă o mână de ajutor. Așa au creat evenimentul caritabil Ne distrăm și ajutăm. Acesta a avut loc în premieră la Ploiești, în curtea unui restaurant care a sprijinit demersul. Pentru că a fost 1 iunie, copiii au fost invitați să se joace toată ziua și să asculte muzică. Am creat evenimentul în ideea de a introduce și în Ploiești conceptul de petreceri caritabile. Ne-am dorit foarte tare, în primul rând, să adunăm niște bani pentru Maya, iar apoi ne-am gândit să facem o petrecere total deosebită de ceea ce se întâmplă în Ploiești. Ploieștiul are nevoie nu numai să ceară, dar cât și să ofere și ne-am gândit să umplem un restaurant care poate în altă zi ar fi fost gol. Ne-am gândit să-l umplem de veselie și să și ajutăm un copil. Atâta timp cât putem, mă întreb de ce ne-am face-o. Sute de copii au fost prezenți la eveniment însoțiți de părinți care au înțeles că un astfel de demers poate să o ajute pe Maya. Biletul de intrare a costat 60 de lei. Pentru Maya am venit, fetița de 3 ani și jumătate. Și noi avem copii și oricum am fi ales un loc de joacă să petrecem 1 iunie. Se pare un astfel de eveniment. E nou și este foarte binevenit. Ar trebui să facă toată lumea lucrul ăsta. Da, ce să vă zic, încercăm să ajutăm și noi cât putem și poate la rândul nostru vom fi și noi ajutați cândva. Este cel mai minunat lucru, să poți să-ți aduci copiii să distreze și în modul ăsta să și ajuți un copil care are probleme. Sper să se strângă suficient bani pentru mai. Păi după cum văd, de-abia s-a deschis și deja e plin. Sunt ferm convins că se va repeta evenimentul și noi o să venim de fiecare dată. Numai din vânzarea biletelor s-au strâns 15.500 de lei, iar câțiva sponsori au contribuit și ei cu 80.000 de lei. Banii nu ajung însă pentru operație.